Cât de sărac ar fi, românul face sacrificii în perioada Paștelui pentru a avea o masă îmbelșugată. Pe această realitate se bazează și comercianții de miei, care și-au făcut ieri apariția și în orașul Cernavodă, în spațiul special amenajat în piața Faleză. Totuși, chiar dacă prețul pe kilogramul de miel viu a fost mai accesibil decât anul trecut, clienții nu s-au înghesuit să cumpere. Având în vedere că au mai rămas doar câteva zile până la Paști, în piețele din Cernavodă au apărut primii mei. Ciobanii veniți din satele din apropierea orașului spun că aceștia au fost crescuți cu furaje bio și garantează pentru carnea fragedă. Deși kilogramul de miel se vinde cu 13 lei în viu și 21 de lei tăiat, vânzările nu merg chiar atât de bine pe cât se așteptau comercianții. Cum merg vânzările până acum? Slab de tot. Ce anume? Cu ce ați venit? Doar cu mieluți? Doar cu mieluți, atât. La ce preț îi comercializați? 13 lei în viu și 20 tăiat. Există și posibilitatea să se taie aici? Da. Hală specială, cu oameni. Am înțeles. Au fost cumpărători până acum? Puțin de tot, ieșit în timp, dar puțin. Clienții sunt mulțumiți de prețurile la care se vând miei și spun că acestea sunt chiar mai accesibile decât anul trecut. Și pentru a fi sigur că găsești cea mai bună marfă, cernavodenii au fost prezenți ieri în piața Faleză încă de la primele ore ale dimineții. Mai bun ca anul trecut. Și mai ieftin. La preț am înțeles că se vând mai... De lei viu, ăsta mort, merge treaba. Deci e un preț bun totuși. E un preț bun. Părerea mea. V-ați gândit să luați niște carne de miel, un mieluț? Iau cu fratele meu. L-ați luat deja. Da. Nu concepeți masa de Paște fără un miel, mâncare de miel. E obiciu, domnișoară. La noi e mai în vârstă, la piață e mai scump. E bun, e frumoasă. Cum se par? Prețurile am înțeles că sunt ceva mai bune decât anul trecut. E mai bun, da. Mai bun, mai scump anul trecut. Mai bun, mai preparat. S-au ieftinit puțin. Da, s-a ieftinit. Credeți că o să vină cumpărătorii, o să se înghesc? Bine, trebuie să vină. Dacă vrea să mănânci miel de Paște, trebuie să vină. Pentru cei care doresc ca mielul cumpărat să fie tăiat pe loc, există în piața Faleză din Cernavodă și un punct de sacrificare a animalelor. Comercianții vor fi prezenți în piața din Cernavodă până sâmbătă inclusiv și este posibil ca și prețul să mai scadă, odată cu apropierea sărbătorilor pascale.